ajungem la cel de-al patrulea idol, idol teatrii, care înseamnă a urma o tradiție academică în mod dogmatic, fără a mai face apel la verificări în realitate. Există o tradiție chiar academică a dacopaților. Sigur că da, o tradiție. Există o tradiție academică nefastă a dacopaților. Ea a început poate chiar cu HD-ul. Piatra de hotar a pus-o definitiv Densu Șianu, care era un ocultist, un notar de provincie fantasc, fără studii de lingvistică, fără... Sunt surprins când văd astăzi că Densu Șianu poate fi luat în serios, când el se înscrie, de fapt, într-o linie de ocultiști ai secolului al XIX-lea, care scriau despre tarot, despre piramide, fără nici un studiu de specialitate. Densu Șianu nu cunoștea nici măcar bazele elementare ale lingvisticii. Lucru de neiertat, pentru că în vremea lui deja lingvistica modernă, pe care încă o folosim și ne bazăm pe ea astăzi, cea comparativ istorică, era deja stabilită prin lingviști precum Max Müller, Franz Bopp, ca să nu mai dau alte nume. El nu citise absolut nimic din asta în Dacia preistorică, care este o magmă de necitit, de fapt, de misterii, de fantezii romantice. El compară, de pildă, termeni istro-români din dialectul pe cale de dispariție istro-român, vorbit încă în peninsula Istria, în Croația, cu limba sanscrită. Sigur că genetic în sens, să fim foarte bine înțeleși, genetic în sens lingvistic, nu biologic, vorbind de tipologia și istoria limbilor. Sigur că limbile slave sunt înrudite de departe sau de aproape, puțin contează gradul de rudenie cu sanscrita, dar acei termeni istro-români pe care Densu Șianu îi prezenta ca fiind apropiați de sanscrită sunt de fapt niște împrumuturi din croată. Deci el confunda total epocile, limba istro-română sau dialectul, dacă vrem noi să spunem asta, sau graiul. Și totuși el e luat ca literă de Evanghelie. Nu e luat de nici un specialist autentic român de astăzi. Niciodată un specialist nu se va atinge de Densu Șianu. Nici un lingvist, nici un antropolog, nici un istoric, nici un arheolog măcar. Pentru că știu că era un amator total, agresiv și de nefolosit. În carte nu apare, dar există o genealogie a curentului, să zic, dacopat, care a plecat, de pildă, nu știu dacă știi revista aceea, Noi Tracii. Da, sigur, urmăresc. Nu pot Iosif citi, dar... Constantin Drăgan. Sigur. Și în care există o continuitate a ideilor ăstora. Adică foarte bine, adică cei care scriau acolo erau foarte bine plătiți, erau recrutați să scrie în anii 80. Da, curentul a fost încurajat de regim. Apoi, dacă știi, statuia aceea cu Decebal finanțată chiar de... Statuia este pe coperta cărții. Finanțată de Iosif Constantin Drăgan, sigur. Adică care există totuși niște conspiratori în... Acea statuie este revelatoare, de fapt, pentru rătăcirea dacopată, pentru că mie, ca lingvist, mi se pare de o ironie extremă faptul că inscripția de pe statuie spune Dragan fecit. Dragan a plătit, a făcut, că fecit nu e în sensul că a făcut direct cu mâna lui. Deci ar veni, în traducere românească, Dragan a făcut, a depus... posuit, așa. Dar e comic că numele Drăgan este de fapt slav. E rădăcina de la drag, care e rădăcină slavonă. Drag. Ca să nu mai zicem că în limbile slave de sud, deci în sârbă, în croată, în bulgară, în macedoneană, acel drag însemna tovarăș, în sensul de tovarăș comunist. Și este oarecum comic depus pe același plan cu faptul că masa strivitoare a toponimiei și hidronimiei românești e de origine slavonă. Numele noastre de locuri, de râuri, de
puncte geografice importante vin din limbi slave. Ce am citit în Noi Traci era o explicație a numele satului Vișina, care se trage de la zeul Vișnu, după vreo 3 pagini. Sigur că da. Și eu am scris o piesă de teatru care se numește Ramayana, care se petrece în satul Rămăieni, unde ei descoperă că strămoșii lor au scris Ramayana. Rămăieni, Ramayana... Astea sunt niște lucruri atât de mult în afara lingvisticii, să spunem, elementare, științifice, verificabile până și de un student, încât nu merită primite decât printr-un hohot de râs. Ceea ce Vișnu prima și Vișine a... este ceva de... prima în primul rând, se în primul rând sunt, de fapt nu sunt curios, dar ar fi comic de aflat ce legătură are fructul Vișină cu zeul Vișnu. Cred că o ipoteză foarte, pentru care o să fi criticat și discutat, e în a doua parte a cărții, cea privind înrudirea subterană a limbii române cu albaneza. Și e dezvolt destul de mult și dar există o, cum să spun, te bazezi și pe alți oameni care au scris despre asta. Sigur că am dat surse acolo. Am dat surse bibliografice. Studiile sunt foarte vechi. Trebuie făcut aici o distinție foarte netă, care nu e imediat vizibilă nespecialistului, între împrumuturile lexicale de la o limbă la alta, care sunt superficiale, pe de o parte, și similitudinile tipologice între limbi. Exemplul imediat și accesibil oricui este limba engleză, care dacă ne-am luat după lexic, după masa de cuvinte, ar trebui să fie o limbă neoromanică, pentru că majoritatea cuvintelor din limba engleză vin din franceză, din latină, împrumutate de-a lungul secolelor, Evul Mediu, Renaștere, limba s-a latinizat profund, mai ales după cucerirea normandă, normanzii vorbeau franceză, și apoi prin faptul că limba franceză a fost limba oficială, limba de curte în Anglia, până la Renaștere, până la Chaucer și ajungem aproape de Shakespeare, și prin latinizarea profundă a structurilor administrative, justiția, literatura, toate erau bazate pe franceză și pe latină. Dar gramatica limbii rămâne una germanică, neaccesibilă imediat nelingvistului și neinițiatului, pentru că trebuie cineva să-ți arate grila. Dar când ajungi la studiul verbelor tari, verbele, așa, flexiunea, trecutul, vezi imediat pronumele personale, de asemenea, pronumele personale nu se împrumută de la o limbă la alta. Ele sunt printre cele mai stabile elemente ale unei limbi. Pronumele personale, termenii de rudenie, obiectele imediate, foc, pâine, toate astea sunt nucleul unei limbi care își poate schimba lexicul chiar în proporție de aproape 90%. Dar gramatical ea rămâne ceea ce fusese înainte. Un alt exemplu, comparabil cu engleza, care este o limbă germanică, dar lexical pare o limbă latină, neoromanică, un exemplu paralel ar fi iraniana, persana, farsi, care este o limbă tot indo-europeană, de asemenea de apropiat de cele germanice, slave și așa mai departe, dar care lexical a împrumutat atât de mult din arabă după islamizare, încât pentru un neinițiat ar putea să pară un dialect arab. Deși când intri în gramatică și vezi flexiunea verbului și vezi că pronumele personale și termenii de rudenie, de exemplu, padar, madar, bradar, dohtar, sunt tata, mama, fratele, fica, îți dai seama că este o limbă indo-europeană. Ei, aici, dacopații se înșeală total, nerealizând faptul că româna și albaneza au fost latinizate în același timp de cucerirea romană. Masa lexicului comun al românei și al albanezei este impresionantă. Ce am învățat noi la școală, cele câteva cuvinte balcanice neexplicate, barză, varză, viezure, mal și așa mai departe, sunt puține, foarte puțin numeroase. De fapt, ce apropie româna de albaneză
este tot fondul lexical latin al românei, care este identic în albaneză. Albaneza este o limbă care a fost latinizată profund în lexicul său, dar a rămas ne-latină în gramatică. În schimb, a împărțit cu româna alte trăsături care arată o foarte lungă conviețuire în același spațiu geografic. Articolul hotărât pus la capătul cuvântului. Ceea ce desparte româna de celelalte limbi neoromanice. Deci acolo unde la italiana spune l'uomo, franceza l'homme, el hombre în spaniolă, româna spune omul, pune articolul hotărât la sfârșitul cuvântului, la fel face albaneza. Întreaga structură a verbului, toată flexiunea verbală apropie româna de albaneză. Asta arată o lungă conviețuire și un argument suplimentar e și faptul că ambele limbi au influențat la fel de profund limbile slave din Balcani, făcând în așa fel încât bulgara și macedoneana, spre deosebire de toate celelalte limbi slave, au pierdut flexiunea, deci nu mai au cazuri, nu mai au genitiv, dativ, acuzativ, toate astea au dispărut și și-au creat un articol hotărât care se pune la urma cuvântului. Ceea ce nu se naște spontan, ci vine din influența vecinilor. Deci asta arată o lungă viețuire care a durat secole între proto-români, proto-albanezi și slavii care au ajuns în Balcani. Aceste lucruri sunt de necontestat. Dacopații ar face bine să studieze măcar rudimentele lingvisticii ca să poată veni cu un argument contrariu. Pentru că doar pufnind și ridicând din umeri și spunând hai bă că noi am fost aici de... Asta nu e un argument. Deci eu pun acolo niște argumente foarte precise. De pildă ăsta, cu structura gramaticală și articolul hotărât la capătul cuvântului. E clar că este o trăsătură areală pentru că e împărțită de română, albaneză, bulgară, macedoneană. E limpede că toate aceste limbi au fost în contact, au rămas în contact, deci s-au influențat reciproc. În încheiere să vorbim puțin despre gastronomie și despre... Să vorbim. Românești nu sunt decât borșul și mușdeiul. Și mușdeiul. E foarte mult deja. Alte popoare nu au nici asta. Și micii? Micii sunt kebabul turco-iranian. Asta există din India până aici. E același lucru. Și chiar așa nimic nu găsim altceva decât... Tocmai ai menționat două. Borșul, deci tărâțele alea fermentate, care pe lângă virtuțile terapeutice pe care le au, mai sunt și răcoritoare, asta nu folosește nimeni. Și de asemenea mușdeiul, într-o așa cantitate și atât de concentrat și imediat, o asimilare imediată a imunității biologice. Asta s-a făcut să supraviețuiască neamul românesc prin atâtea ierni de fierturi și grăsimi. Dar ca feluri de mâncare nu avem nimic de deosebit, dar nici nu trebuie să deplângem asta. Eu dau acolo un alt exemplu care ar trebui să fie liniștitor. Exemplul culturilor caucaziene. În Caucaz găsim cea mai mare diversitate lingvistică din lume. Cel puțin la fel de mare ca în India sau în Noua Guinee. Practic fiecare vale vorbește limba ei. Limbă, nu dialecte ale unor. În Daghestan, care are 2 milioane de locuitori și e mare cât Olanda, dar foarte muntos, se vorbesc 26 de limbi recunoscute oficial, care sunt limbi, nu dialecte înrudite. Unele din acele limbi n-au nicio legătură cu celelalte, dar fiecare din astea are la rândul ei dialecte nespuse de la un sat la altul. Am fost într-un sat unde se vorbesc două limbi. Un sat de 600 de oameni. O parte vorbesc o limbă, o parte vorbesc altă limbă, care n-au nicio legătură între ele. Cu toate astea, Caucazul, ca unitate, să-i spunem, geografică, culturală, prezintă o uniformitate uluitoare. Tot se îmbracă la fel de la Marea Neagră până la Marea Caspică, același tip de costum popular, au aceleași mâncăruri, chiar dacă le numesc diferit,
au aceleași frigărui, au același pui fript cu alune și același tip de prăjituri. Aceleași legende, același tip de oale și obiecte domestice. Ideea este că limba este un lucru, civilizația materială, domestică, cotidiană este cu totul altceva. Ele nu se suprapun. Deci noi ne-a intrat în cap de la școala asta și chiar și de mai înainte că o limbă coincide cu o cultură vizuală, grafică, artizanală, domestică. Nu e adevărat. Oalele se transmit, desenul de pe case se transmite, crestăturile, svastica, crucile, n-au nicio legătură cu limba vorbită de unii și de alții. Așa că faptul că sarmalele micii sunt aceleași din Anatolia până în Ardeal, nu împietează cu nimic asupra limbii române sau unicității culturale românești. Astea se transmit. Uitați-vă acum, toată lumea mănâncă shaorma. Mâncarea națională în Belgia este spaghetti bolognese. Modele astea culturale se transmit fără păs pentru limbă, pentru cultura locală. Noi trebuie să renunțăm la ideea rigidă a unei grile care face să se suprapună limba pe o cultură alimentară, pe o cultură vestimentară, pe un anumit tip de oale, arme și așa mai departe. Astea s-au transmis și se vor transmite întotdeauna din preistorie până în viitorul klingonian. Nu au legătură cu limba și cu identitatea unei civilizații. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte instructiv și... Mulțumesc că m-ați suportat!